Finalizarea unei investiții demarate de Ministerul Educației în urmă cu 10 ani și lăsată în paragină de aproape 8 ani, realizarea grădiniței cu program prelungit de la Colegiul Național Mihai Eminescu, este provocarea lansată de primarul Sucevei Ion Lungu noului ministru Valentin Popa. Edilul șef a anunțat că municipalitatea urmează să se implice după finalizarea expertizei tehnice, dar și a celei economice. Demarate în urmă cu 10 ani, lucrările la grădinița Colegiului Mihai Eminescu Suceava au fost sistate în anul 2010 din cauza lipsei fondurilor. O salvare ar putea fi acum susținerea financiară de la bugetul de stat în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală. Primarul Ion Lungu a spus de mai multe ori că realizarea grădiniței este o prioritate, având în vedere cererile părinților din cartierele Aren și Zamca. Mingea este în terenul celor de la Colegiul Mihai Eminescu. Au un lucru expertize economică financiară, care încă nu este gata. Domnul Tronci mi-a spus că mai durează cel puțin o lună de zile în urma discuțiilor avute cu expertul. În măsura aia e cea mai importantă. Deci stadiul fizic l-avem făcut cât s-a executat din el. Foarte important este acea expertiză economico-financiară în care spune cât s-a facturat, cât s-a plătit, ce probleme sunt, constructul care e insolvență, care are cerut de executare silită. Deci am avut o discuție cu domnul Tronciu și în măsura în care voi avea documentația sau expertiza finalizată, de îndată voi merge la București. Dar o să abordez și acest subiect pe care l-am mai abordat de altfel cu domnul ministru Popa. I-am spus ce este vorba legat de grădinița de la Liceul Mihai Eminescu. Grădinița Colegiului Național Mihai Eminescu Suceava este o investiție de circa 27 miliarde lei, demarată în anul 2008 printr-un proiect finanțat de Ministerul Educației, dar care din anul 2010 nu a mai văzut niciun ban, lucrările fiind sistate.